Bijuterii din aur sau argint, electronice, electrocasnice, mașini sau diferite antichități, toate sunt amanetate de români în timpurile grele în care trăim. Din lipsa banilor datorată de cele mai multe ori pierderii locului de muncă, pentru a rezolva o problemă ivită pe neașteptate sau pur și simplu pentru că nu le ajung banii pentru traiul de zi cu zi, românii aleg să ducă la casa de amanet diferite bunuri, unele poate acumulate cu greu pe parcursul vieții. Într-adevăr, este aglomerat la amanet, se duc și amanetează tot felul de lucruri ca să ia bani, și, dar nu poți să trăiești din așa ceva. Dacă ai lucruri de valoare, eu știu, înseamnă că ești și puțin bogat, și dacă le ai atât de multe, înseamnă că n-ai știut să le administrezi și de-aia te duci la amanet. Probabil, nu cunosc statistic așa câți oameni se împrumută amanetând ceva, dar cred că sunt situații de urgență în care apelez la magazinele astea care oferă aceste servicii. Se bucură pe moment pentru suma de bani obținută în schimbul lor și nu mai țin cont de dobânda lunară pe care trebuie să o plătească pentru acea sumă, deși le este greu să renunțe la lucrurile respective, multe dintre ele având valoare sentimentală. Nevoia de bani îi împinge să facă aceste gesturi disperate. În ultimul timp, populația a început să fie disperată, și în special bătrânii. Pensiile mici, cât mai multe dări, rata inflației, toate chestiile astea, prin piață se scumpește orice produs și nu se mai adaugă nimic la pensie. Oamenii sunt amărâți, supărați, se duc la toate CR-urile, INF-urile ăștia, se bagă singuri în lac, fără să știe să noate. Cei care apelează la casele de amanet se înscriu în mai multe categorii. Sunt persoanele care nu își pot administra cum trebuie veniturile și nu pot economisi pentru situațiile de urgență. Sunt tinerii care își amanetează bijuteriile, telefoanele mobile sau tabletele pentru a mai procura bani de buzunar sau pentru a-și achiziționa altele noi. Și mai sunt șomerii sau pensionarii, cei care au venituri sub nevoile lor zilnice și apelează la amanetare în mod regulat. Cei mai mulți au vârste până în 35 de ani.